Comedie despre năluci. Domnul de la Samo ne-a prezentat o grămadă de năluci. Le-a văzut cum evoluează. Să mai vin și eu să vă mai arăt încă alte 20, o să vă fac capul atât, așa să spuneți, domnule, cu care nălucă să o caut. Așa că puteți să vedeți zeci de năluci în toată această expoziție. Eu am decis să vin cu altceva să vă arăt, pentru că, din păcate, la noi peștii sunt din ce în ce mai puțini. Iar cel mai dificil este să-i găsim. Avem zeci de năluci, sute de năluci, avem lansete, avem mulinete. Problema este că trebuie să dăm și de pește, să zic așa. Și atunci avem două opțiuni. Unu, fie ne apucăm să aducăm cu năluci în apă să-l căutăm, fie încercăm să aducem puțină tehnologie. Și dacă peștii sunt din ce în ce mai puțin, ce s-au gândit producătorii? Dom'le, hai să facem și noi un sonar portabil. Aici am montat telefonul, am o aplicație în limba română, iar separat am un sonar. Un sonar la purtător. Practic o tehnologie avansată, adusă la o simplă utilizare direct de lanseta de pescuit. Și o să arunc cu ea în apă, sigur nu o să mă atace nimeni, că nu o să dați cu ea la pește, dar în schimb o să aveți toate informațiile de sub apă. Cum se numește modelul? Se numește Dipper Pro. Pro este versiunea avansată, ultima e produsă în Lituania, niște producători europeni, zic așa. Și e o unealtă dedicată pescarilor de răpituri, dar nu numai. De ce? Pentru că ea poate fi folosită de toată lumea. De staționar, o folosesc cei de la Crab. Dacă intrați pe internet și căutați Dipper Pro, chiar există și site în limba română. Aplicația este limba română, nu aveți nicio problemă. Și atunci e folosită de cei de la staționar, să vadă dacă peștele se află acolo, se folosită de cei de la Crab, care vor să-și identifice la fel, să vadă dacă nada e pusă cum trebuie, dacă e localizată unde trebuie, dacă stă. Și acum vă întrebați cum să vadă la de la Crab. E simplu. Eu am învățat și cred că pot confirma fratele meu participant activ în campionatul național, am înțeles că unde căutăm noi șalăi, caută și ei grafic, își impar locurile. Ce caută? Caută pragurile. De fapt, asta mă interesează și pe mine. Că dacă mă duc și dau la pescuit și mă interesează, eu nu văd aici apa, începe de aici, de undeva, mă interesează să văd unde e pragul de lângă apropiere. De ce? Pentru că dacă fac un wobbler, cum am văzut mai devreme, și recuperez wobblerul, am riscul să mă duc în prag și atunci fiind de pe mal, vedeți, sunt echipat pentru pescuitul de pe mal, nu pot să mă duc deasupra și să-l agăț. Așa că arunc cu sonarul, destul de lejer de aruncat, care până într-o 100 de grame, că trebuie totuși o lansetă ceva mai grea. Ăla, nu? El, în momentul în care l-am aruncat în apă, se activează. Nu, la 100 de metri pot arunca, nu cred că niciunul dintre noi nu poate să facă efortul ăsta. Dar e gândit și pentru sănuți care îl pun cu o părcuțe de pescuit, îl așează, îl montează și îl pun 100 de metri, să vadă unde se află pragul. El, la această distanță de 100 de metri, se conectează cu telefonul mobil și pe telefonul mobil, practic, văd orice informație. Acum, se poate pune pe un telefon mobil, pe o tabletă, poate pe un calculator, pe ce doriți dumneavoastră, pe orice poate descărca aplicația care este gratuit. Practic, dau banii numai pe sonar. El este gândit să fie aruncat de pe mal, se poate pune și pe barcă, există partea de sus aici un filet în care se montează pe barcă, și, bineînțeles, au mai gândit, e undeva de pe cont, practic undeva unde e suspendat. Te conectați, ți-au apărut informațiile și, bineînțeles că nu numai astea sunt elementele pe care le poate face cât e de mic, atât de deștept, și nu el e atât de deștept cât aplicația. Ce face? Știe să facă inclusiv hartă batimetrică. Ce înseamnă asta? Că dacă mă duc și în conjurul lac și îmi salvez informația pe telefon pe cloud sau pe telefon mobil, sunt opționale, practic eu pot să văd exact harta lacului, transpusă la nivel de 3D. Dacă sunteți curioși în standul Total Fishing, o să vedeți acolo un demo și o să vedeți cum arată inclusiv și mă găsiți și pe mine. Deci, practic, vă recomand așa ceva să-l folosiți nu numai la spinning, dar și la cap și la staționar. E un sonar adus la purtător și v-aș mai spune un singur element. Eu am două sonare pe bar, profesionale. Nu vă spun cât costă. Tot am nevoie de așa ceva. Eu am făcut cunoștință cu așa ceva înainte să apară în România. Și o să vă spun de ce. E simplu. Trec cu barca, scanez zona în care văd ce se află sub apă și atunci problema e așa, pentru că scanarea se face lateral
Și dacă mă duc și urmăresc răpitorul în zonele cu apă mică, nu-mi permit să pot să trec cu barca care are o tonă peste suprafață, pentru că creează presiune în apă și atunci automat peștii dispar. Știți că au senzor, pe spate nu-i încântat. Și atunci ce fac? De atunci la cumpărat, înainte să apară în România, auzisem de așa ceva, îl arunc și vreau să văd, mă interesează ce se află acolo și ca nivel de, și ca nivel de informații, cum sunt structurile. Pentru că știți care e problema? Noi la răpitori sunt mulți care caută peștii cu sonarii. Eu nu caut peștii cu sonarii. Nu mă interesează să văd, pentru că eu nu văd răpitorul acolo. Poate văd peștele țintă, peștele mic. Dar pe mine mă interesează să văd structura, pentru că sunt convins că în jurul la structuri se află pești răpitori care răpesc, folosindu-se de umbre, folosindu-se de faptul că orice obiect în apă atrage și alți pești mici. Și atunci ei s-au învățat, așa am învățat și noi, că în jurul structurilor se află peștii. Și atunci cum văd dacă structura respectivă are o anumită formă? Trec cu acest oran pe deasupra, el îmi oferă informație, de exemplu, dacă aș fi în partea asta și aș vedea că e un platou și aici o cădere, automat, că n-aș mai pescui cu o nălucă reactivă cu ace care se mi se agață în margine, ci m-aș duce cu barca invers și aș pescui pe cădere. Cu asta îl folosesc eu în barcă, dar bineînțeles el are multe aplicații. Mai ales de regulă, de pe mare, nu ceva, perioada toată lumea îl folosește pentru fitness. Dar se gândește la unii clienti, ajută foarte, foarte mult, exact cum ai spus, să găsești pragul și multă lume caută și pești. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun, te bucuri a mai de mult în momentul în care ieși vezi. Exact, da, așa este. Pe, acum, știi, cum aia spuneam, noi avem din ce în ce mai puțin pești și este și foarte greu să-i găsim. Asta e realitatea. Dar dacă poți să mergi și cu așa ceva, nu e tot manul la pădur, atunci identifici și altfel lucrurile. Da, sunt opționale, mă rog. Acum, aș vrea să discutăm puțin, încă o dată, nu aruncăm năluci, aș vrea să discutăm puțin, dacă nu suntem la expoziție de acest gen, de noutăți. Și am adus aici două fire, unul dintre ele mai vechi, dar aceeași tehnologie, și un fir mai nou. E vorba de 131 Drive, o să spune și ea așa special de trebuie să-l prezinte Lucian Babazin. Păi, în primul rând, mi-a atras atenția că anul trecut a obținut premiul pentru cel mai bun fir la FTX. FTX este o expoziție europeană consacrată, e cea mai mare expoziție din Europa, echivalentul al lui ICAST din Statele Unite. Și e un fir special. În ce este special? Și cred că ăsta e și motivul pentru care a câștigat. Din o parte, rezistența. Rezistența e determinată de anumiti factori. Gradul de calitate a materialului folosit, cât e el de bine pregătit, cât e firea repregătită. În general, firele pe care le veți găsi pe piață sunt două fire. Uitați și acesta mai vechi, varianta mai vechi. 8-3-2. 8 fire împletite de 32 de ori într-un inch. Varianta 931 nu mai ne dă informația pe aici, dar în schimb ce ne spune? Ce s-au gândit producătorii? Avansând tehnologia. Au băgat un fir de Gore-Tex și dacă crește până la să identifici, eu la marți puțin. Și o să vă fac și o scurtă demonstrație. Firul de Gore-Tex este în centru, iar celelalte fire din Dinema, de cea mai bună calitate. Dinema știe, sunt diferite calități. Sunt 13. Sunt 13. În acest foarte subțire. Deci, firul de gore este pe centru pentru rezistență, iar firele de pe exterior sunt, bineînțeles, de rezistență, dar și în același timp. Ce îl face special, împletit în 13, îl face foarte rotund. Dacă e suplu, foarte suplu, automat, mai ales că e foarte bine împletit la presiune mare, e suplu, e moale, exact ce îmi interesează pe mine și pe mine, și împletit în 13, cu o dimensiune foarte subțire, poate veni foarte. Acum, dacă are cineva o bichetă? Cumva? Haideți să vă arăt să vedeți ce înseamnă. Bineînțeles că nu toate firele pot fi făcute din gore, ci și nepoziția. De ce? Pentru că gore, ca și material, este foarte scump și, în același timp, este și un fir mai greu, firul de gore. Atunci, imediat că l-am pus direct, trebuie numai să-l prind în lateral. Mai încercăm o dată. Firele de Dinema Art, o să zic că l-am făcut mai devreme, în schimb firul de gore, gata, ai văzut la un moment dat, a rămas intact, trebuie doar atâta să-l pun, să-l încălzesc, cât să topească firele de Dinema,
material sintetic. E și foarte fire, foarte subțire firul. Dar în orice caz ai văzut că și mai devreme l-am pus pe mijloc, trebuia să iau unul mai gros ca să puteți da seama. Hai că mai încercăm că reușim până la... nu e o problemă. Da. Hai să facem presa, aici se poate vedea mai bine, uite, și în prelungire. E tot înclătit în loc. Să punem aici puțin în partea la cameră. Asta e ceva mai gros. Vedeți? Rămâne firul de core, cealaltă s-au ars. Pentru un fir 832 e la fel gândit puțin diferit. În sensul că firul de core este la exterior, permanență firul de core, poftim bricheta, mulțumesc, va fi pe exterior, fiind un fir foarte rezistent la abraziune, va proteja firul de diferite structuri. Asta e esența. În momentul în care treci cu năluca, năluca ajunge undeva la baza pietrei sau la baza structurii și firul în linia lui se freacă de diferite obiecte și știți că în momentul în care se freacă, bineînțeles că se rupe. Acum, ce am mai observat eu, folosindu-l în mod curent, ăsta deja de câțiva ani buni, am observat că în momentul în care tot îl agăț, nu sunt foarte atent de cele mai multe ori, dacă nu folosesc înaintaj de fluorocarbon, lucru pe care recomand în situații de agățături, s-a întâmplat chiar să rămână numai firul de core și să pot să nu scapește. Mi s-a întâmplat efectiv la testul. Asta nu înseamnă că trebuie să faceți și voi, să fiți puțin mai atenți și atât. Cam asta este Ștefan, dacă vrei să mai mă întreb, destul de scurt. Am înțeles că sunt niște fire foarte, foarte rezistente. Așa, cum de recomand tu? Adică 0.12, 0.13, 0.14. Acum depinde de situație. Ce fire de recomand? Acum trebuie să gândim așa cum mă interesează. Dacă te scrii de pe masa din parte, e important. Și o să spun de ce, să facem și o pauză. În momentul în care eu mă duc și pescuiesc de pe mal, mă interesează să ajung cât mai departe. Și atunci voi folosi un fir cât mai subțire. Dar în același timp, dacă folosesc un fir subțire și asta e atributul firelor de calitate, deci o să mă duc să dau o grămadă de bani pe fire. Și întotdeauna am învățat că barometrul preț contează. Știm toți, totdeauna, așa. Mă interesează să am un fir subțire și rezistent. De ce? Firul subțire și rotund, cel mai important, și moale, mă ajută să arunc foarte departe. Dacă el este rotund, trece ușor prin inele, nu se înfrânează pe inele, la fel dacă este, dacă e pamlică, automat pamlică înseamnă că nu e rotund, se înfrânează în inele, deci mă interesează să aruncă mai departe, să fie subțire. Dacă mă duc, mai întreba de ștucă. Deci asta e valabilă și la ștucă și la șalăpă. La ștucă, eu merg pe fire mai groase. De pe mare recomand să meargă cel puțin un 0.16 fir textil. Și am mai auzit pe cineva că merge mai cu fir monofilament la ștucă. Eu, sincer, să fiu de 6, 7, 10 ani de când au apărut firele textile performante, nu mai folosesc monofilament și cred că mă poți să fii de acord cu mine. Poate cel mult să mă duc un fluorocarbon dacă folosești casă, nu folosești. Dar de ce nu folosesc fluorocarbonul? Pentru că îi explicam și băiatului de acolo când stăteam de vorbă, dacă folosești un monofilament la ștucă, spun avantajul meu față de cel care folosește un monofilament. Aruncul la seta. Eu mă interesează cu după știu că acolo unde e agățătură, unde văd că este vegetație. În momentul în care am ajuns cu năluca în vegetație, dacă am un fir monofilament și încerc să ies din vegetație, mi-e aproape imposibil. Sau nu vorbesc de structuri pe lung, pentru că are elongație mare. Și atunci mă interesează ca cu firul ce fac. Îl pun pe direcție, rup efectiv vegetația și pescuiesc mai departe. Asta înseamnă că același traseu îl folosesc. Dacă am monofilament, nu mai pot să fac treaba asta. Cel mult pot să scot, dacă pot, monofilamentul. Mai ales de pe mal, nu recomand, pentru că în momentul în care ajungi într-o structură, șansele să poți să recuperezi năluca, știi foarte bine, sunt mult mai mari dacă am fir textil rigid față de un monofilament pentru că prea ai elongație. Mai mult, sunt nălușele active, special cele de suprafață, care în momentul în care pescuiesc cu monofilament, elongația îmi preia mișcarea nălucii. Deci în momentul în care jerfuiesc năluca pe suprafață, e preluată de elongația firului monofilament. Și atunci de-aia recomand să meargă numai cu monofilament. Acum, întorcându-mă la barcă, am zis, grosimea poate să fie mai mare, n-am niciun stres. 0.20, 0.20. Poate să fie și 0.20, dar în același timp nu caut să mă duc foarte, ca tot ceva, extrem de gros. Pentru că totuși sunt fire deja acum la sufix de 0.16, 0.18 de ajuns, trag barca cu ele, cu un cuvânt, a venit cineva din Delta mai devreme și mi-a
să rup, tras barca după mine și era vol din la bărcile alea mari de 6 metri și am tras de vechina am pus să rup. Și un stai de care păscuiește des. Exact. Și am prins să-și mai ia și foarte, foarte mulțumit. Acum, în schimb, când mă duc pescuitul așa lău și aici sunt mulți care fac greșeala asta și recunoaște, e bine că sunt casă, mai ales că le registrăm și le punem și la ceilalți care se uită la noi pe YouTube, vă recomand canalul meu, Lucian Constantin. Atunci, ce se întâmplă? În momentul în care mă duc la șalău, mă interesează ca percepția informației de sub apă să fie cât mai mică de la nălucă și până la mine, cu cât firul la intrarea în apă și până la nălucă, bucla va fi mai mare, pentru că e firul mai gros, cu atâta informația va ajunge mai târziu. Mai mult, în momentul în care am firul subțire, ai apa foarte subțire pe Dunăre, nici nu mai concepți. Sunt gramaje mult mai mici, cel mai important. Exact, mă duc cu gramaj mult mai mic și am avut situații, și nu e poveste, este de față, a fost cu mine, am făcut o emisiune, de fapt a fost un articol scris, se numește Fabrica de Prins Biban, așa mi-a zis în urma articolului. Am fost cu el și într-un loc cu șalău, am avut câteva atacuri, n-am putut să prind pești, am schimbat, am trecut pe un fir foarte subțire, în oruși mai mici, am luat 11 șalăi în acela loc. M-am învățat și de-aia vă recomand, la șalău întotdeauna firele trebuie să fie cât mai subțiri și, bineînțeles, cât mai rezistente, iar sufixul face unul dintre aceste fire foarte, foarte bun. Mersi frumos, Lucian! Numai bine! Bine.